joi 9 ianuarie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, îndeosebi în zonele de deal și munte, unde cerul va fi variabil pe parcursul zilei, dar se va înnora seara și noaptea. În restul teritoriului va persista nebulozitatea joasă și local se va semnala ceață, asociată trecător cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în zonele cu ceață persistentă și 12 grade în dealurile Olteniei, Munteniei și Banatului, iar cele minime între minus 5 grade și 5 grade. În Giurgiu, vremea se va menține închisă, cu ceață, mai ales dimineața și noaptea, și trecător condiții de burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de 0-1 grad. Joi în Bolintin și Mihăilești se va înregistra 1 grad, în timp ce la Ghimpa și Hotarele vor fi 2 grade Celsius. La izvoarele Comana și Giurgiu se vor înregistra maxim 3 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 10 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 769 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă 41 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 94%.